Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este domnul Ion Lupan, profesor universitar în Marea Britanie, sociolog, expert în geopolitică, analist politic, plecat din Republica Moldova în anul 1993, secolul trecut, mileniu trecut. Domnule Lupan, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la emisiunea noastră. Stimate domnule Gonța, sunt foarte bucuros să fiu în acest studio după o pauză atât de lungă în care am lipsit în totalitate din viața publică din Republica Moldova și din spațiul politic. Revin periodic acasă în țărișoara asta pe care o iubesc atât de mult, revin la rudele mele, dar am lipsit mult prea mult. Așa că revenirea mea sper să fie de bun augur și să avem o discuție interesantă. Așa să fie. Tocmai de asta, pentru că ați lipsit foarte și foarte mult. Eu, pentru început, vă rog să ne faceți o prezentare generală. Pentru că și noi, pentru prima dată în viață, ne vedem, discutăm probabil a doua oară, odată am vorbit la telefon doar despre adresa redacției noastre. Tocmai de asta, ce faceți, ce ați făcut, de unde ați pornit, unde ați ajuns și tot așa, dar nu începem cu amintiri din copilărie, născut, pe unde am zburdat, etc. Nu, numai atât, cum spune poetul, m-am născut în satul Colibaș, raionul Cahul, în anul 1969, deci acum 55 de ani. La 16 ani am plecat de acasă la facultate. Am absolvit Facultatea de Istorie și Pedagogie a Universității Ion Creangă. Am făcut masterat la Moscova, la MGIMO, nu știu cum să-i zic exact în românești. Așa ai cunoscut la noi, eu? Da. M-am întors în Chișinău în anul 1991 și am intrat în pâine în jurnalism. Am fost, adică am lucrat la departamentul politic condus de Liviu Druguș, la ziarul Parlamentului de atunci, Sfatul Țării, unde am fost coleg cu mulți ziariști, cu Val Butnaru, cu Valeriu Reniță și așa mai departe. Și în același timp aveam și emisiuni la Televiziunea Moldovenească și Radiodifuziunea Moldovenească, emisiuni de autor, săptămânale. Practic munceam în trei locuri în jurnalism. În 1993 am plecat în România la doctorat la științe politice, pe care l-am început la Cluj. Din păcate nu l-am absolvit, l-am abandonat cam la jumătate. Și după aia am intrat în serviciu practic în afara țării. Nu o spun cu titlul de glorie, am văzut 87 de țări, am lucrat în 14. Aceste experiențe mi-au modificat foarte mult mentalitatea. O să vorbim despre asta dacă o să vă fie interesant. Iar din 2015 am plecat în Marea Britanie, am început de jos, mi-am echivalat studiile, am făcut un doctorat în Marea Britanie, în sociologie, deci pe psihologia mulțimilor, Gustav Le Bon, și am luat postul prin concurs la catedră, la o facultate din, la o universitate din Marea Britanie. Este neapărat să o spun care este? Nu insistăm. Da, sunt și șef de catedră acolo. Aș putea să spun, este Academia Britanică de Informație, dar rolul meu este strict pedagogic. Oho! Aici miroase spionaj, da? Din păcate nu am nimic cu spionajul. Eu sunt extrem de mulțumit și extrem de recunoscător guvernului Marii Britanii, care m-a sprijinit din prima zi în care am pășit pe teritoriul Marii Britanii. Deși o să vedeți din emisiune că nu prea agreez foarte mult modul de viață vestic, nu o să-mi vorbesc de rău țara adoptivă, pentru că într-adevăr are și foarte multe lucruri bune. În general nu-mi place să cataloghez țări și popoare. Deși avem ideologiile în ziua de astăzi s-au diluat foarte mult. Vedem socialiști care guvernează cu idei liberale, vedem liberali cu idei socialiste. Eu aș spune că de la începutul istoriei și până acum au existat doar două partide, partidul lui Abel și partidul lui Cain. Deci
a spune că Marea Britanie este în totalitate rea sau bună este o foarte mare greșeală și o să intrăm în specificul Marii Britanii, dar cu mine această țară a fost foarte bună. Așa, pe la Chișinău cu ce ocazie, în vacanță de vară așa numită sau? La Chișinău revin acasă la soție, pentru că m-am căsătorit acum 2 luni. Felicitări! Mulțumesc frumos și, din păcate, situația este de maniera asta. Eu încă trebuie să fiu acolo pentru că eu acolo îmi desfășor activitatea, de acolo am veniturile, iar soția mea are și ea obligații profesionale aici și suntem într-o căsnicie du-te-vino. Mm-hmm. Așa. Dar ultima dată ați fost în Republica Moldova cam când? Acum vreo 3 luni am fost la Colibaș, la rudele mele și, da, acum vreo 2 luni jumate am venit să mă căsătoresc. Adică veniți destul de des în Republica Moldova? Da, în ultimul timp, da. Da, cam de 4-5 ori pe an, dar nu sunt implicat în viața publică. Deși scriu despre Moldova pe anumite platforme, atât profesionale, gen LinkedIn, cât și think tank-uri conservatoare din Europa. Cu alte cuvinte, din acel îndepărtat 1993, dumneavoastră nu ați avut anumiți ani distanță, astfel încât să la revenire să vă șocheze ceva. Nu v-ați obișnuit cu o despărțire de lungă durată de Republica Moldova? Nu, am avut despărțiri de lungă durată. Am avut perioade când am fost și 3, și 4, și 5 ani. Mm-hmm. Destul de lungi și realitățile m-au șocat, într-adevăr. În Republica Moldova am văzut și lucruri bune care m-au șocat, am văzut și lucruri extrem de rele care m-au șocat. Da, azi, iată, la ziua de azi, ceea ce vedeți dumneavoastră în Marea Britanie, zi de zi, da? Deja sunteți obișnuită, totuși un deceniu de când stați acolo. Și când aterizați pe aeroportul Chișinău, în Republica Moldova, în capitala țării noastre, ceva vă uimește? Da. Ce anume? Multe lucruri mă uimesc. În primul rând, aș fi ipocrit să spun că nu s-au schimbat anumite lucruri în bine. Haideți întâi să le enumerăm pe cele chiar vă rog, care s-au schimbat în bine. Nu știu dacă este meritul guvernării actuale sau a fostelor guvernări sau e un efort comun al cetățenilor, pentru că se știe că moldoveanul din bani puțini face bici și pocnește. Adică chiar și din bani puțini vedem case extrem de frumoase, garduri extrem de frumoase. Moldoveanul este gospodar. Chișinău arată impecabil. Chișinău arată impecabil la nivel de infrastructură rutieră centrală. În curți încă sunt probleme, încă sunt gropi, încă sunt... Chișinău mai are probleme cu parcările. Oamenii nu ajung parcări, deci e congestionat orașul, e trafic, dar asta nu e o problemă doar la nivelul Chișinău. Este o problemă globală pentru că orașele astea au fost construite pentru un anumit număr de mașini, nimeni nu s-a așteptat la așa. O dezvoltare a consumerismului. Și aici, dacă vrei, o să revenim la problema consumerismului, pentru că deja la moldovean îi se pare absolut normal să aibă 4 mașini în familie. Dar nu este deloc sustenabil. Eu personal cred că o mașină este suficientă în familie. Ok, o să revenim la discuția asta. Chișinău este un oraș absolut fabulos prin viața culturală, prin viața de noapte, prin curățenie, prin restaurantele deschise până la ore târzii, ceea ce nu vedem în Marea Britanie. Da, nouă ne place să petrecem. Chiar dacă nu avem bani, noi petrecem bani dimineața. Da, da. Într-adevăr, așa e și nu e rău. Nu e deloc rău. Încă mai văd piețișoare în cartiere, ceea ce este absolut fabulos să poți să mănânci o roșie care miroase de la 100 de metri. Vă spun, în Marea Britanie așa ceva noi nu știm ce înseamnă. Dacă iau o roșie cumpărată din hipermarket din Marea Britanie și o arunc în cineva, îi sparg capul. Are gust de săpun. Totul este adus acolo. Nimic nu are gustul original. Vorbim de organisme modificate genetic, vorbim de trenduri și tendințele internaționale și aici intrăm în politica mare, în Major League. Dacă vrei să aprofundăm, o să spun foarte multe lucruri. Dar revin la ce am spus despre Chișinău. Chișinău este un și Moldova este raiul pe pământ. Din multe puncte de vedere. Cu o singură condiție. Oamenii
să aibă un nivel decent de viață, de trai. Asta e singura condiție. Din păcate, și aici nu voi face partizanat pentru un partid sau altul, din păcate toate guvernările de până acum nu au urmărit decât să-și crească notorietatea antagonizând societatea, polarizând societatea, făcându-ne dușmani între noi, cetățenii Republicii Moldova, pe diferite criterii, pe criteriu național, pe criteriu politic, pe orice criteriu. Deci orice guvernare este interesată ca oamenii să fie dușmani între ei. Rușii să se dușmănească cu moldovenii, cu găgăujii și așa mai departe. De fapt, noi suntem copiii acelorași realități. Noi am moștenit aceleași realități și n-ar trebui să fie absolut nicio deosebire între cetățenii Republicii Moldova. Eu personal acum, că e rus, că e găgăuz, că e oricine, este fratele meu. Eu așa-l consider. Este cetățean al Republicii Moldova și el trebuie să fie loial acestui stat recunoscut internațional. Acest stat care are o identitate. Singura condiție este modul civilizat de abordare. Orice minoritate națională trebuie să îi se, oricărei minorități naționale trebuie să îi se respecte anumite drepturi. Domnul Lupan, dumneavoastră ați vorbit despre faptul că noi suntem raie pe pământ, orașul Chișinău arată cât de cât binișor. Dar eu vreau să vă întreb, care este diferența dintre mutrișoarele noastre, ale chișinuienilor și moldovenilor în general, și mutrișoarele celor de pe străzele din Marea Britanie? Haideți să vă spun. Iarăși. Cine zâmbește, cine-i fața crispată, asta vreau să zic. Și aici e... Aici e terenul meu în care mă simt expert, pentru că fiind specialist în psihologia mulțimilor, involuntar văd etnologia, văd etimologia, văd expresiile faciale și le interpretez. Moldovenii care n-au fost în Marea Britanie o lungă perioadă de timp nu vor putea să înțeleagă realitatea de acolo. Ei cred încă în râuri de lapte și munți de miere. Nu este așa. Nu este nici pe departe. Segmentarea societății britanice este cam următoarea. 10% brilianți, oameni foarte inteligenți, și 90% un proletariat destul de pauper, secat de viață spirituală, datorită tendințelor globaliste, progresiste din ziua de azi, care molema asta care mănâncă tot pământul, nu doar Marea Britanie. Oameni foarte triști, cu privirea în pământ, cu ochii goi, eu îi numesc zombii, cadavre umblătoare. Oameni care nu au verbe perene în viața lor, cum ar fi să speri, să crezi. Nu, ei au doar verbe comune, consumiste. Să dorm, să mănânc, să beau, să merg la muncă. Deci este un automatism aproape de robotică, care face acea ființă să pară că nu are viață în ea. În comparație cu britanicii, foarte ciudat. Tot estul Europei este vesel. Vă amintiți de filmele lui Custuriță? Mm-hmm. Oricât de săraci am fi, atâta timp cât avem viață spirituală, cât avem speranță, și să nu uităm ceva. În timp ce părinții noștri cândva, în anii 70, se zbăteau să ne pună coajă de pâine pe masă, britanicii se distrau la Woodstock cu iarbă multă, cu democrația directă în venă. Nu e de mirare că lumea a încăput pe mâna descreieraților. Sunt acei de la Woodstock, acei hipioți care și-au prăjit creierii cu droguri în anii 70. Oricum nivelul de trai e altul acolo decât aici, nu? Nu ține de segmentul de populație pauper de care vă spun. Ține de guvern. Ține de guvernele occidentale care n-au avut scrupule, care nu s-au oprit în fața la nimic pentru a se folosi de resursele țărilor pe care le-au colonizat. Iar 10% din brilianții de care vorbeam, care sunt localizați în City of London, au creat niște sisteme de gospodărire, de management social, care le permit să aducă beneficii din toată lumea, iar pe cei 90% să-i țină pe beneficii. Niște beneficii decente, ar spune un moldovean, britanicul nu este mulțumit.
Dar, în același timp, Marea Britanie este un stat social profund. Chiar în comparație cu America. Am fost de 12 ori în America. În America, îți dau un exemplu. În America, dacă ești bolnav de diabet și nu ai bani, o lună, $500 să-ți cumperi insulina, mori și nobody care. Nimănui nu-i pasă. Așa ceva nu se întâmplă în Marea Britanie. Marea Britanie, indiferent de unde vii, cine ești, ce statut social ai, plătești sau nu plătești taxe, plătești sau nu plătești asigurări, nimeni nu este lăsat deoparte. Îi se acordă pachetul, nu minim, pachetul mediu de asistență medicală, pachetul mediu de asistență socială. Și eu mă întreb, toată lumea crede că toți banii lumii sunt în Marea Britanie. Dar oare cine știe că totuși Marea Britanie s-a împrumutat masiv de pe piața privată de capital pentru a susține populația în pandemie? Chiar și Marea Britanie s-a împrumutat. Pentru că și aici o să discutăm despre boom-urile economice și minunile care le se întâmplă din punct de vedere pragmatic în lume. Pentru că banii lumii nu mai sunt chiar acolo. Banii lumii acum sunt în China, în Indonezia, în India de vest. Dar o să venim. Dar revenind la ai noștri. Dar ai noștri în Marea Britanie, ce fac moldovenii noștri? Marea majoritate fac muncile de jos. La fel cum fac și românii. Sunt muncile pe care nu vor să le facă englezii sau nu pot să le facă. De ce? Pentru că este o națiune îmbătrânită. Nu dau cifre exacte, dar mare parte din cetățeni sunt cu probleme motorii și neuromotorii, cu demență, cu Alzheimer. Dar psihologia britanicului este de așa manieră că el niciodată nu va merge să meargă să muncească în depozit, spre exemplu, care este o muncă grea. 8 ore în picioare sau 14 ore în picioare. Uh-huh. Din acest punct de vedere, afluxul de brațe de muncă, de forță de muncă din Europa de Est a fost o mană cerească pentru Marea Britanie ca dezvoltare economică. De aia și când au inițiat Brexit-ul, ei nu au renunțat la emigranți. Ei le-au oferit statut legal și cei care au rămas, asta fac. Munci de la mediu în jos. Munci fizice, munci grele și foarte rar reușește cineva să rupă bariera și să muncească conform intelectului. Dar care ar fi atitudinea celor din Marea Britanie față de moldoveni sau în general față de imigranți, cum ar fi și români? Nu sunt rasiști. Nu? Nu sunt rasiști. Dar sistemul este bine conceput să protejeze în primul rând cetățenii proprii. E foarte simplu. În momentul când aplici pentru o poziție mai înaltă, se cer anumite calificări pe care nu ai cum să le ai venind din Est. Sunt calificări britanice. Dacă pui burta pe carte și le faci, nu va fi nicio diferență. Nu te tratează superior sau te ajută, te susțin, te încurajează. Oamenii, în general, nu sunt răuvoitori. Chiar ciudat, la o climă atât de ploioasă și rece, oamenii sunt calzi. Sau dacă este o căldură mimată, nu aș avea de unde să știu, pentru că e de la caz la caz, cel puțin e un alt nivel de civilizație în atitudine. Da, avem comunități de moldoveni sau fiecare cu viața sa? Sunt comunități de moldoveni, poate cea mai mare este în Northampton, este în centru, centru-est, Northampton, poate cea mai mare comunitate de moldoveni din Marea Britanie ar fi în Northampton, care ar ajunge la vreo 10.000 de persoane. Există și o asociație a moldovenilor din Marea Britanie cu statut legal, cred că și cu finanțare de la guvern pentru anumite activități. Am văzut că desfășoară anumite activități culturale, desfășoară mai multe activități, dar nu sunt foarte vizibile în spațiul public. Eu cel puțin n-am interacționat cu ei până acum, nici măcar cu cele românești, că și românești există. Dar ca să anticipez întrebarea noastră, nu prea există front comun între organizațiile române și moldovenești. Da. Am întâlnit un fenomen foarte, foarte, foarte straniu. Eu am încercat să mi-l explic. Românii din Marea Britanie se dau moldoveni. Românii fiind cei care au penetrat piața britanică înaintea moldovenilor, au reușit să-și facă o presă foarte urâtă la început. Mhm.
Și moldovenii n-au făcut asta. Moldovenii nu s-au ocupat așa de mult cu hoții, cu încălcări de lege. Și atunci, având o presă foarte rea, românii se spală zicând că sunt moldoveni. Ați văzut că există și reversul medaliei? Deși regățenii și, în general, țara mamă, anumiți indivizi ne tratează foarte prețios și superior. Este, este. Este. O, de ce să nu spunem lucrurilor pe nume? Că o să mă întrebănești despre unire și nu știu dacă știi, cei vechi și aduc aminte că am fost pe baricade în anii 90, am fost unul dintre luptătorii cei mai aprigi, cu Al de Iurie, Roșca, cu toți ăștia, am fost pe baricade, chiar în fața tancurilor. Pentru românism, pentru recăpătarea identității naționale. Dar vreau să spun că eram tânăr și prost. Și e și firesc, cum spunea... Cine spunea? Cred că... Cioran. E firesc să fii până la vreo 30-32 de ani, e firesc să fii revoluționar, să fii Che Guevara, știi? Să ai sânge fierbinte, să lupți, știi? Dar dacă după 30 mai ești iar revoluționar, înseamnă că ești idiot, înseamnă că n-ai învățat nimic la viață. Și asta după ce am vizitat atâtea țări. Vrei să-ți dau un exemplu? Vă rog. Bun. A venit dezghețul, da? Uniunii Sovietice. Eram în Kazahstan și am văzut politicile naționale în toată francheța lor. După cum știi, Kazahstanul este împărțit istoric pe juzuri, așa se numesc, pe caste, pe clanuri. Deci, tendința heirupistă a fostelor țări din Uniunea Sovietică și inclusiv din Europa de Est a fost exact ca în Internaționala Socialistă. Mă vezi mir răzrușim, cto bălnichem, tot staneți siem și așa o să construim ceva, la fiecare 100 de ani construim ceva nou și dărâmăm totul. Nu? Ei, așa a fost și politica în Kazahstan. Perușii i-au dat afară, nemții au emigrat și au pus elementul local, care element local poate uneori nu știa nici să scrie. Era reprezentantul unui clan. Când a văzut că se duce economia în cap, guvernul Nazarbayev a dat o lege care a dat foarte multe facilități expaților. Și anume în domenii cheie ale economiei. Eu am lucrat în foraje, petrol și gaze. Ăsta e unul din sectorul cheie. Și după 10 ani, după ce au învățat know-how, i-au dat afară pe străini. Și bine au făcut. Foarte bine au făcut. Toți știu interesul. Noi îi primim pe toți, dar uităm să-i dăm afară. Și iarăși o să vă spun multe pe tema asta. Dar cea învățătură care am tras-o eu? Naționalismul luminos este un sentiment foarte bun. Naționalismul pătimaș și păgubos este foarte toxic. Extrem de toxic. Ori a diviza societatea moldovenească acum pe criterii naționale este păcat. Este păcat. Se vorbea în anii 90, ai auzit și tu poate, că rușii și evreii din Moldova au acaparat toate bunurile, toate afacerile și toate. Nu este adevărat. Eu văd în fiecare zi băt băbuțe rusoaice care n-au un leu să-și iau pâinii. Haideți să nu mai generalizăm. Și totuși, de ce la 30 ceva de ani distanță noi continuăm pe această divizare? Nu știm cum are limba oficială. Bun, noi cunoaștem, dar unii zic că e română, politicieni, alții zic că e moldovenească, unii zic totuși suntem români, alții zic totuși suntem moldoveni, unii zic unire, alții zic statalitate. Dacă zici statalitate prea agresivă, înseamnă că un pic la tine simte mirosul Vladimir Putin. Dacă ești un piculeț eurosceptic și nu-ți plac anumite valori de la vest, e clar că te-ai culcat cu Cabaeva, cu care s-a culcat și Putin. Nu, cât se poate așa, domnul Lupan? Dragă Gheorghe, dacă vrei să auzi într-adevăr, trebuie să mă lași să vorbesc un pic mai mult. Problema că avem 3 minute până la publicitate. Încerc repede. Am să încep cu viziunea mea asupra unirii. Așa cum ți-am spus că eu am fost mare unionist. În acest moment, și fac o paranteză, oamenii s-au bucurat că a venit o față nouă în emisiunea ta. Și totuși riscul cel mare, mie nu mi-e frică de guvernare și nici de legea care au dat-o acum, că orice este neconform cu narativul oficial este pasibil de trădare de țară și de pușcărie. Nu mi-e frică absolut deloc. Mi-e frică însă să
Ce părere o să-și facă oamenii despre mine? Cei care m-au așteptat în emisiunea asta. Jumătate categoric o să mă aprobe, jumătate o să mă urască. Dar eu nu am altă soluție decât să spun adevărul. Este, până la urmă, obligația mea morală și creștină să spun ce cred sincer. Eu sunt în acest moment, eu sunt împotriva unirii. Pentru că eu nu vreau să mă unesc cu România, care este o colonie de mâna a șaptea, a partenerului strategic, care este pe cale să devină carne de tun într-un război care nu e a nostru. Nu vreau să mă unesc cu o Românie care nu absorbe fonduri europene. Nu vreau să mă unesc cu o Românie care se vede superioară din toate punctele de vedere, iar noi să fim la fel cum e România în Uniunea Europeană, viteza a doua. Noi nu vrem să fim, eu nu vreau să fiu moldovenii mei să fie cetățeni de mâna a doua și de viteza a doua într-o Românie mare. Cel puțin în acest moment, eu sunt categoric împotriva unirii. Noi avem o statalitate, avem o istorie de 30 de ani. În România există foarte mulți intelectuali care mizează, care pun la îndoială chiar etnogeneza poporului nostru, român, moldovenesc. Școala ardeleană a marșat foarte mult pe ideea de latinitate. Dar cifrele vorbesc altceva. 40% din fondul lingvistic al limbii române este slavon, doar 20% latin. Sunt intelectuali de marcă din România care spun că noi nu suntem chiar latini, că noi am fi slavoni. Fondul nostru genetic ar fi slavon. Dar haideți să luăm așa, hai să fim corecți cu noi înșine. Cât a stat Imperiul Roman aici? 100 de ani. Ce făcea Ștefan cel Mare? Își dădea fetele, le mărita cu cnejii ruși. Avem o istorie mult mai lungă cu slavii decât cu latini. Așa că ce suntem noi? Suntem moldoveni. Și avem un spațiu de românitate comun. Continuăm, dar peste câteva clipe de publicitate, vă rog. Cu drag, mai am multe de spus, dar pe urmă. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Lupa, dar ai noștri din Marea Britanie și din alte țări pe care îi cunoști, mai revin acasă vreodată, credeți dumneavoastră, sau asta așa este un slogan electoral al politicienilor, că imediat cum preluăm noi puterea, creăm niște condiții de trai în Moldova, încât până și britanicii vor dori să se mute la Chișinău. Sau oamenii acolo se stabilizează deja și clar că din când în când, la Paște, la Blajeni, poate și la anul nou, ori mai trece prin... M-a întrebat serios? Da, eu răspunsul cunosc, dar ca să-l afle și politicienii care tot îndrăznesc. Dacă aveți un simț al umorului exagerat, de minunat și de fantasmagoric. Majoritatea vor rămâne acolo. Și asta din cauza că, din păcate, în societatea actuală, materialul dictează asupra spiritualului. Dar să știți că pe moldovenii chinuie foarte mult dorul de casă. Dacă ar fi condiții, s-ar întoarce. Asta vă spun cu mâna pe inimă, pentru că și eu simt același lucru. Dar arătați-mi vreo guvernare care a făcut ceva pentru cei care au plecat. Care a făcut ceva concret. Arătați-mi, și aici nu o să dau doar în pas. O să dau și în guvernările anterioare, care au oferit ajutor. În general, în societate, și mai ales la noi, și la români, există o preconcepție foarte, foarte greșită. Oamenii compară guvernările. Ei au fost mai buni că ne-au dat. Ăștia sunt răi că nu ne dau. Statul în esența ta, luați un pic Platon, luați un pic, statul în esența sa nu este obligat să dea nimic cetățenilor. Nici nu trebuie să dea. Statul trebuie să încurajeze, să stimuleze, să nu ia exagerat și să creeze cadrul legal de dezvoltare. Astea sunt obligațiunile statului. Nu trebuie să dea pomeni electorale și așa mai departe. Ce guvernare din Republica Moldova a creat cadrul electoral ca un reprezentant al diasporii să se întoarcă și să nu aibă piedici să se dezvolte dacă face o mică investiție? Uitați-vă la bătaia de joc din agricultură. Uitați-vă la fermierii care au luat tractoare John Deere de 250.000 de euro, cel mai ieftin tractor, le-au luat în leasing, au gajat cu terenurile, au gajat și cu casele și stau cu marfa și cu producția care se strică pe marginea drumului și n-au să o vândă, nu le-o primesc în hipermarketuri și așa mai departe și toți ăștia vor da faliment.
vreau să vă spun ceva, nu e doar rea voință, este ceva programatic, este ceva ce se vrea, ce s-a gândit. Și asta este politica Uniunii Europene. Glumea un prieten de-al meu, deci nu mai știu ce să le ceară la fermierii moldoveni. Aparat de mulți găini. Deci e ceva ieșit din comun. Eu vă spun, actuala Uniune Europeană scârție din toate încheieturile. Euroscepticismul este foarte pronunțat. Bine, Marea Britanie a ieșit, pentru că Marea Britanie este o țară foarte pragmatică și și-a dat seama că nu poate să accepte directive economice de la cineva numit, nu ales. De la o gașcă de neomarxiști care reprezintă interesele finanței mondiale și a marilor corporații și care nu mai respectă deloc tratatul inițial al Uniunii Europene. Pentru că, hai să fim serioși, de la Maastricht și de la Lisabona, tratatul a luat o formă monstruoasă și nu duce deloc. Eu nu dau mai mult de 10 ani Uniunii Europene. Eu personal nu-i dau mai mult de 10 ani. Da, dar pe la noi se vorbește că noi peste 10 ani abia aderăm. Dar de ce? Așa cum au să fie interesant. Dragă Gheorghe Gonța, spune-mi, te rog, o realizare notabilă a guvernării PAS. Sunt sigur că sunt foarte multe probleme, că eu am probleme de memorie și nu mi-am amintesc. Nici eu. Și eu sunt sigur că sunt foarte multe. Cu ce e mai ușor să hrănești prostimea, populația? Cu iluzii. Care este iluzia? Care este logica pasului? Noi nu suntem capabili. Noi suntem incapabili. Noi suntem incompetenți. Dar noi o să vă băgăm în uie. Și o să vină uie și o să trăiți extraordinar. Asta e logica guvernării? O gașcă de... Eu nu-i acuz de reavoință, pe toți. Dar îi acuz de incompetență. După aia, ce înseamnă Uniunea Europeană? Ei cred că acolo stau niște Uncle Sam, niște unchi Sam, niște Santa Claus. Așa de bun la inimă stau cu sacul cu daruri, da? Abia așteaptă să vină Moldova să le dea sacul cu podărci, da? Acolo stau niște indivizi foarte venali, foarte veroși, care știu interesul. Haideți să luăm fiecare ministru din guvernul actual și să-l întrebăm care sunt principiile de funcționare a Uniunii Europene, care este indicele de absorpție, cum se formează bugetul Uniunii Europene? Credeți că știu? Cum se formează bugetul Uniunii Europene? Ei știu, ei cred că pensionarul din Moldova, cum a intrat în Uniunea Europeană, va avea pensia celui din Germania? Nu așa ne se spune. Dar nu e adevărat nici acum. Avem exemplu României, avem exemplu Bulgariei. Avem țări devalizate, demantelate și așa s-a început. Știți ce face Moldova acum? Repetă la Indigo greșelile României într-un ritm mult mai accelerat. Întâi, se discreditează institutele fundamentale organice ale statalității ca să fie demantelată țara. Te întreb ceva, dragă Gheorghe Gonță. Ai idee unde mai există departamente anticorupție în afară de Europa de Est? Da, chiar. Nicăieri nu. Numai în România, Moldova. De ce Constituția Moldovei presupune că noi avem 4 puteri în stat, nu? 3. Da, pentru că se spune că câinele de pază al democrației, presa, e liberă, da? Ar trebui. E un ogar, vai de capul lui, legat cu un lanț așa de gros. Este o marotă și o mare minciună. Presa n-a fost niciodată independentă. Dar niciodată. În afară de reporterii care fac știri la zi. Fără culoare politică. Bun. De ce a fost nevoie de înființarea unor parchete anticorupție pe lângă parchetul general? Pe lângă procurorul general. Ce? Cazurile de corupție sunt diferite de cazurile de crimă sau de furt? Sau... Nu, sunt la fel. Altceva. Mai întreb. Există afaceri străine în Moldova? Dar ar fi ceva. Ai auzit de vreun urmărit penal străin? Nu. Nu există. Aceste departamente separate, anticorupție, care, culmea, nu se supun parchetului general și asta este
anticonstituțional, sunt instrumente de vendetă politică create direct la bătutul cu pumnul în masă a marelui Licurici, a partenerului de dezvoltare, sau cum îi spun românii, partenerului strategic, pentru a lovi doar în clasa medie și business-ul autohton. Nu veți auzi să fie un străin anchetat. Cum vă permiteți? Iar eu aș spune că draga domnișoară Dragalin, adusă cu surle și trâmbițe din America de către doamna președintă, nu este decât o unealtă de vendetă politică și de lacheremul președinției. Din câte știu eu, dragă Gheorghe Gonța, noi trăim într-o, ca formă de organizare statală, noi trăim într-o republică parlamentară, nu? Nu prezidențială și nici măcar semiprezidențială. Nici măcar. Da. Suntem într-o republică parlamentară. Te întreb eu acum, cum de-a fost aprobată legea cu trădarea de stat pentru opinii neconforme cu narativul oficial? Cum se poate? În ce distopie trăim? Deci oricine nu-i de acord cu puterea, e trădător de stat și intră la pușcărie. Ce-i cu marasmul ăsta? Deci, efectiv. Dar mai întreb ceva. Noi avem parlament? Noi avem opoziție? Îți amintești în Coreea de Sud cum își dau la bot unul altul? Așa e în lumea civilizată. Înseamnă că opoziția noastră este mămăligă, nu? Nu degeaba mămăliga, el se spune când va exploda mămăliga, niciodată. Deci cum au trecut în Parlament? Da, înțeleg, PAS-ul are majoritatea parlamentară, da? Este și firesc. Tehnic, nu putea să aibă probleme. Dar măcar un pic de gălăgie aș fi vrut. Un pic de scandal, un pic de bătaie din partea opoziției. Și atunci te întreb, unde e opoziția noastră? Lăsând la o parte deja instinctul ăsta de boala asta, prețiozitatea a fiecărui subiect a opoziției. Pentru că n-ai să-i vezi să se unească. Sub nicio formă. Nici măcar pentru chestiuni vitale pentru țară. Da, în general, clasa politică actuală din Republica Moldova, opoziție, puterea nu contează. Faceți o amalgam de care poftiți dumneavoastră. Cum o vedeți? Cum o văd? Aproape toate guvernările au hrănit oamenii cu iluzii. Și știi, oamenii moldoveni trăiesc într-o bulă a iluziilor și nici măcar nu iluzia optică, pentru că iluzia optică ține secundă, este iluzia cognitivă. Este disonanța cognitivă. Știi care ar fi ultimul argument a unui admirator al doamnei președinte, da? Cu argumente pe masă. Ce a făcut PAS? Nimic. Ce a făcut Dodon? Partidul Socialist? Acolo. Ce a făcut asta? Totuși eu merg cu doamna Maia Sandu. Dar de ce? Că e mai frumoasă. Înțelegi? Am ajuns într-o societate distopică în care se neagă evidențele. Adică omului îi pui un pahar cu apă în față și îi spui, apa asta e transparentă. Nu, el zice că e verde. Și merge până în pânzele albe cu idiotismul ăsta, cu societatea debilizată, debiloidă. Oare am trăit în aceste realități și înainte de rețelele sociale? Pentru că rețelele sociale au scos la iveală că totuși masele sunt de un nivel de cultură nu jos. Mai jos. Aproape inexistent. Orice nei ca nimeni poate să înjure pe Facebook pe o personalitate știind că nu va păți nimic pentru asta. Deci, să revin la clasa politică. Și aici o să-mi fac dușmani mulți. Dar eu, e datoria mea să spun, PAS-ul și-a demonstrat totala incompetență și reavoință și prețiozitate și superioritate și obrăznicia cu care tratează opoziția și oamenii în general, din punctul meu de vedere, i-ar face neeligibili. Niciodată în istorie. Dar eu vă spun, doamna președintă va fi realeasă, PAS-ul va câștiga din nou, pentru că nu, cu atâtea trupe străine pe teritoriul țării nu are cum să fie altfel. Și cu opoziția atât de dispersată și neunită.
Pe de altă parte, și aici multă lume o să mă urască, în politică, și mai ales în politica externă, nu există sentimente. Există interes național, care poate dura și 5 minute. Mă tot întreabă unii, iubești pe americani sau iubești pe ruși? Zic, mă, eu nu iubesc pe nimeni. Și americanii și rușii au intenții imperiale. Până și România are intenții imperiale. La scară mai mică. Toți au intenții imperiale, nimeni nu ne vrea binele. Nu există sentimente în cazul ăsta. Există interes național și demnitate. Iar pentru asta ai nevoie de oameni pregătiți care să poată să negocieze pentru țară condițiile și clauzele cele mai bune. Iar aici Moldova are un reprezentant strălucit, l-am cunoscut personal, îi cunosc ideile, dar căruia i s-a pus o, cum e în rusă, o etichetă, claimo. Eu dacă așa, e vorba de Veceslav Platon. Opa! Da. Este un tip strălucit. Moldova nu-și permite să piardă genii ca Veceslav Platon. El e dușman declarat al națiunii, domnul. Moldova nu-și permite să piardă asemenea oameni valoroși. Eu vă întreb altceva. Ce îi se reproșează lui, de fapt, concret? Că spunea Vlad aseară la tine în emisiune, spunea că totuși justiția trebuie să facă în sălile de judecată, nu în studiourile tale. Nu? Că vin procurorii în studiouri și ei deja anunță că au câștigat cazul. Da, la noi sunt mai practic din astea. Nu, dar exact bazat pe hotărâri judecătorești. Ce îi se reproșează lui Veceslav Platon? L-a îndromat? Știu chiar ceva, pe acolo, dar nu mai știu. Pentru că o comisie de experți internaționali, creați chiar de pas, și nu oameni din Rusia sau de nu știu unde, oameni din vest, au scos o concluzie că nu este absolut deloc implicat în cazul miliardului, da? Îl dăm deoparte. Da, da, da. Luăm Landromato. Este implicat. Într-adevăr. Ce prejudiciu a adus statul? Doamna dragă, el a zis-o chiar ea aici. Imagine, prejudiciu imaginii țării. Financiar e adevărat, că n-am pierdut nimic. Bun. Vreți să vă spun o poveste? Ăștia occidentalii, moraliștii care vin și ne dau lecții de pe sticlă, să nu uităm cum s-au format. Și sunt la fel de rapace și în ziua de astăzi. Stră bunica regelui... Carol al III-lea al Marii Britanii, Elizabeta I-a, pe la 1600 a încheiat un acord cu pirații. Un acord pe hârtie scris. Să prade toate vasele spaniole, portugheze, care veneau din nou descoperitele Americi, cu bogății, cu aur și așa mai departe, să le prade, să păstreze 10% și restul să verse în trezoreria Marii Britanii, Angliei de atunci. Și asta... De ce ei nu s-au oprit de la lucrurile astea? Noi de ce ne-am oprit să folosim bani veniți din afară? Măcar o parte să rămână investiți în Moldova? Că nu se poate, așa ne zic că nu se poate. Dar de ce să nu se poate? Cel puțin în Moldova nu se poate. Poate în altă parte se poate. Toată lumea face lucrurile astea. Știu. Toată lumea știe interesul. Deci... Veceslav Platon n-a greșit nimic, nu are nicio decizie judecătorească și nu înțeleg de ce se află în Marea Britanie și nu umblă liber în Moldova. Să înțeleg că l-ați cunoscut. Da. Noi mai avem băieți de-ai noștri prin Marea Britanie, prin Londra. Nu știu, eu vorbesc de Veceslav Platon, care în afara faptului că e numit în toate felurile, eu dacă eram în locul lui și mie mi se îmi stricau imaginea jurnaliștii și așa numitele trusturi de presă libere, și dacă aveam bani, îmi cheltuiam toți banii ca să-mi spăl imaginea și să-i bag în pușcărie pe toți cei care m-au murdărit. Ce rău sunteți. Dar de ce nu? Domnul Pan, dar ce caută atunci toți frații noștri din vest periodic? În Republica Moldova, aproape la fiecare două zile, avem câte o vizită de asta grandioasă. De la Blinken la președintele Italiei a venit aseară și tot așa. Și eu când îi aud, am impresia că în Republica Moldova s-a descoperit țiței. Eldorado. De unde a apărut așa interes enorm de mare față de, și așa dragoste mare față de... Sunt mai multe elemente din punctul meu de vedere. Desigur, eu nu sunt mafal, dar eu nu le știu pe toate, dar bănuiesc.
unul la mână, ei vin aici pentru a da indicațiile de rigoare, pentru că să n-aveți nicio iluzie că doamna președintă, stimată doamnă președintă, guvernează țara sau guvernul PAS guvernează țara așa cum vor ei. Pentru că ei nu au un program de țară, ei nu au un program de reforme structurale, nu au nimic. Dacă ei la întrebări, ei lor le e și frică, la cât de incompetenți sunt, le e și frică să vină într-o emisiune. De ce n-ar veni cineva de la putere să discute cu mine? Nu? În contradictoriu. Niciodată nu o să vedeți așa ceva. Ei sunt incompetenți. Ei primesc programul de guvernare în plic de la ambasade. Asta ar fi una. Doi. Moldova este în planul de dezvoltare a conflictului. E parte. Dezvoltare. Pentru că America și NATO, dar mai ales America, nu-și mai poate finanța datoria publică, nu-și mai poate finanța deficitul de cont curent, nu-și mai poate finanța deficitul de cash flow și nu mai poate susține modelul american, American Dream, modelul american de viață. Și pentru asta America are nevoie de a purta războaie și a declanșa conflicte pe teritorii străine prin terți. Noi suntem potențial terți. Noi, România, Polonia. Și aici o să vă spun de ce sunt categoric împotriva intrării în NATO. Întreb pe moldoveni, dragi moldoveni, haideți să fim deștepți că de proști germe lumea. Vreți să intrăm în NATO, da? Vreți copiii voștri să moară în teatre de operațiuni militare pentru interesele unor corporații care nu au nicio legătură cu țara noastră? Credeți că NATO, prin acel ambigu punct 5 din tratat, în caz de ne atacă cineva, credeți că ne apără NATO? Păi s-o obligați, nu? Este o iluzie. Nu. Este ambigu. Pot să intru tehnic în detalii și să spun că acolo este scris că poate ajuta cu logistică. Dar nu e neapărat să intre cu forțe terestre, armate și așa mai departe. Deci nu ne apără nimeni în cazul ăsta. Revin. Deci, Moldova este parte din următorul pas al desfășurării conflictului regional. Așa văd eu lucrurile. America nu-și poate permite să piardă acest război. Nu-și poate permite pentru că duce la pierderea totală a supremației mondiale, jandarmul lumii, știi? Deja cunoști dezvoltarea BRICS, cunoști tot ce ține de realitățile paralele și de lumea multipolară. Din păcate, americanii au un plan, rușii au alt plan, dar Dumnezeu are un plan mai mare. Nu cred că se va ajunge la război nuclear. Eu sunt aproape ferm convins că nu se va ajunge. Dar trebuie să fie o mare mizerie în lume ca să se poată reorganiza lumea din nou pe niște principii corecte. Eu sunt conservator și sunt adeptul tradițiilor și a păstrării identităților. Însă cei care au lansat proiectul Uniunii Europene, Societatea Oțelului și Cărbunelui, au scris cu literă de lege în primul proiect de tratat, au scris Uniunea Europeană este o asociație, o asociere a statelor identitare. Actuala Uniunea Europeană, după Maastricht, vrea să facă din noi un fel de cetățean european, să creeze o identitate nouă. Dar acel cetățean european ce identitate va avea? Care este IQ-ul comunitar european? Și precizez pentru telespectatori, se pronunță la fel, dar nu e vorba de testul de inteligență IQ, este vorba de, se scrie AQIS, este vorba despre acel minim necesar pentru integrare. Când au intrat România în Uniunea Europeană, i-a întrebat cineva despre IQ-ul identitar religios? Stai, voi sunteți ortodoxi. Cum vor fi respectate regulile voastre în Uniunea Europeană, legile voastre? Cum vor fi respectate tradițiile voastre? Uniunea Europeană s-a făcut pe genunchi și nu are viitor. Aș putea să intru mult în
Dar britanicii nu regretă părăsirea Uniunii Europene? Unii da, dar nu din punct de vedere economic. Adică, cumva legat de economic, pentru că nu mai au acces la brațe de muncă calificate ieftine. Dar, adică și în perioada coloniilor, nimic da, nou. Da, dar ei pot să o regleze din sare, din sosuri. Uh-huh. Adică să dea legi cu dedicație pentru a primi noi imigranți. Doar că și aici calitatea imigranților contează. Tot este europenii fac diferența. Vin din Africa, vin din Asia, nu sunt calificați, dar nici nu prea le place munca. E încurcată treaba în Anglia. Stau pe un butoi de pulbere legat de Brexit. Sunt oameni care vor înapoi în Uniune și sunt oameni care sunt categoric împotrivă. Oricum, Marea Britanie își pierde identitatea încet, încet, datorită politicilor globaliste, de înțelegere greșită a toleranței. Dar destrămarea Marii Britanii prin părăsirea Scoția, știu că uneori mai apucă. Astea au fost întotdeauna. Aici ține mult de diplomația britanică și de mecanismele economice, ținând cont că spațiul valutar este comun și bugetele pe apărare, bugetele importante strategice sunt tot comune. Chiar dacă țările au parlamente separate, au bugete separate pentru dezvoltare. La fel cum ieșirea de Uniunea Europeană este foarte scumpă, așa și ieșirea de Marea Britanie. Nu că ar fi imposibilă, dar este foarte scumpă. Dar de unde apucăturile astea? Dacă totuși e vorba de secole și secole. Dragă Gheorghe, ideea de stat este un concept relativ nou. Secolul XVIII. Da? Un concept burghez. Ideea națională de stat și națională a fost finanțată. Și aici o să mă faceți că-s conspiraționist, că-s, a fost finanțată masiv de către organizațiile sioniste mondiale, de oculta mondială, tocmai pentru a asemăna discordie între popoare. Nu vreau să intru prea adânc, o să ziceți că visez, dar prietenul meu David Icke, de la Londra, scriitorul, marele scriitor de literatură, așa numită, conspiraționistă, mm-hmm. El a început cu non-umani, care există printre noi, dar NASA recent a spus că NASA a recunoscut că printre noi există non-umani. Asta e o altă temă. De acord. Da. În altă ordine de idei. Multe decenii și cu atât de mulți bani au fost alimentate sentimentele naționale, pentru că înainte cum era? Feudalul jura loialitate regelui care îi promitea mai multe bunuri, da? Da. Nu ținea că e român, că e bulgar, că e slav, că e nu știu ce, erau toți supuși lui Dumnezeu. Noi l-am dat afară pe Dumnezeu din biserici, societatea actuală. Iar asta nu-i de azi de ieri. Este programatică cu școală. Și cred că știi despre ce vorbesc când vorbesc de școala de la Frankfurt, de școala lui Milton Friedman de la Chicago și așa mai departe. Noile tendințe de Institutul de Manipulare a Opiniei Publice de la Tavistock de lângă Londra și așa mai departe. Pot să intru foarte adânc, dar nu vreau să teoretizăm foarte mult, pentru că moldovenii noștri nu știu lucrurile astea și o să zic că, uite, a venit unul din Anglia și bate câmpii. Știi? Chiar mă văd cum bătând câmpul. Știi? Ca să nu zic așa, domnul Lupan, eu propun să luăm câteva clipe de publicitate, după care o să revenim. Publicitatea, doamnelor și domnilor! Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Lupan, vin alegerile prezidențiale, dumneavoastră un piculeț ați sădiat subiectul ăsta, dar până ajungem noi la acestea, povestiți-ne un piculeț despre horele pe care le dansați probabil și dumneavoastră și mulți alți moldoveni la alegerile din 2020 prezidențiale și la alegerile din 2021 parlamentare, atunci când ai noștri din diaspora au votat într-atât de masiv încât jumătate de Republica Moldova a rămas șocată. Până azi nu-și poate reveni. O să vă dezamăgesc. Aveți o fantezie foarte bogată, dar chiar n-am dansat deloc, ba chiar mi-a fost frică și am fost dezamăgit. Pentru că nu m-am născut ieri, pentru că am critical thinking, adică nu cred tot ce mi se spune,
întotdeauna trec prin prisma propriului creier și știu de unde venea coloratura asta, monocoloră. Știu de unde venea. Avem exemple și Maidanul, avem exemple și Bucureștiul, pentru că pasul nu era decât o prelungire, un braț al USR-ului românesc. La fel de incompetenți, la fel de lozincarzi, oameni care vin cu iluzii și cu emoții și nu vin cu nimic concret. Care nu au un program de guvernare, care nu au un program de reforme structurale ale statului, care nu au nimic în spate decât lozinci și meme. Știam asta. Nu m-am bucurat deloc. Apropo, aici o istorie foarte interesantă cu Republica Moldova, pentru că guvernul PAS și președinția, doamna președinte, este primul guvern din istoria Republicii Moldova monocolor, adică are culoare galbenă. Eu aș numi o ciumă galbenă. Toate guvernările anterioare au făcut politică gri. Le-a plăcut foarte mult să sugă la două vaci odată. Și la Rusia, și la România. Mm-hmm. Era foarte mișto așa. Foarte super cool. Plahotniuc, Vlad, știa cum să organizeze toate treburile astea. Aici aș iar mizez pe Veceslav Platon. Oameni care pot să facă proiecte pentru țara asta, ca țara asta, într-adevăr, să se dezvolte. Dar, o să revin la asta. Nu, n-am jucat nicio horă, nu m-am bucurat deloc și timpul mi-a arătat că am avut dreptate. Dar ai noștri din afara țării, cu excepția dumneavoastră, cum de au fost atât de entuziasmați încât au votat așa de... Cum au votat? Tineretul este pătruns de progresism. Este o boală valabilă pentru toată lumea, nu doar pentru moldoveni. Tineretul judecă iarăși în parametri emoționali, nu în parametri efectivi, pragmatici, economici. Deși alegătorul mediu din Republica Moldova vede că nivelul de trai scade zilnic, el încă este emoțional, este acolo cu dragostea, cu pasul, cu doamna Maia. De ce? Pentru că ne duce spre lumea civilizată, ne promite să ne bage în lumea civilizată și ne scapă de ruși. Aceste marote sunt atât de păguboase, pentru că Rusia nu mai este ce a fost. Nu mai este comunistă. Rusia este la fel un capitalism oligarhic, la fel ca restul Occidentului. Pe de altă parte, din alt punct de vedere, cam de ce ar trebui să urâm noi rușii? Pentru comunism? Comunismul nu este creația rusească. Bolșevismul nu este creația rusească. Să ne amintim de Republica, de la Weimar, să ne amintim că bolșevismul a fost adus în Rusia din Germania și din America. Și primii care au suferit cel mai mult de pe urma bolșevismului și a comunismului și după aia stalinismului au fost rușii. Nu numai noi. Să nu uităm că Stalin a trimis în gulaguri 60 de milioane de ruși. Să nu uităm că s-au împușcat floarea intelectualității ruse. De unde și până unde ura asta față de ruși? Nu știu că e vorba de ură față de ruși. Este vorba de dezacordul nostru cu politicile lui Putin în Ucraina. Politicile, războiul. Aș spune doar, în primul rând, ce ne privește pe noi. Cât de prieteni sunt nouă ucraineni? Cât de mult ne-au respectat minoritățile moldovenești și românești în Ucraina? Cât de mult au fost respectate drepturile? De unde și până unde eforturile astea bugetare imense și dragostea asta nebună pentru un vecin care ne-a tratat de sus de întotdeauna? Dar până la urmă acolo e vorba de un conflict care îi privește, da, e dureros că frații se omoară între ei, dar îi privește doar pe ei. Nu-i treaba noastră. Deci, acel conflict nu are nicio legătură cu noi. Nu putem fi nici indiferenți chiar. Da, noi putem să fim solidari cu oamenii simpli, civilii care mor acolo. Dar de ce moralista Uniunii Europeană sau America sau NATO trâmbițează morțile civililor din Ucraina, dar absolut nu le vede pe cele din Gaza?
Nu e același lucru. Vorbim de dublu standard? Delicat temă. Vorbim de dublu standard? Într-o astfel de lume vrem să trăim? Într-o astfel de lume vrem să ne creștem copiii în care dublu standard este regulă? Eu personal nu vreau. Haideți la noi. Da, acum care sunt așteptările în contextul prezidențialilor? Deși dumneavoastră a spus că doamna Maia Sandu ia al doilea mandat și... Categoric e al doilea mandat, fără nicio greutate, pentru că țara este sub ocupație. Dar, dacă s-ar respecta într-adevăr principiile democratice, și aici aș putea spun că și democrația este o mare minciună și aș putea să și dovedesc lucrul ăsta, nu există democrație în lume. Nu există democrație în lume. America este un stat, este o dictatură. Europa este o dictatură. Din toate, financiară, economică, a taxelor și așa mai departe, dar nu este democrație. Dar vorbim de așa numită democrație. Dacă s-a respecta deontologia democratică a alegerilor și, să zicem, opoziția ar găsi resursele și resorturile de a se uni, poate ar mai exista vreo șansă. Așa eu nu văd niciuna. Pe mine mă miră, hai să vă dau un exemplu. Eu mi-aș dori ca președintele Moldovei să devină un jurnalist. Doamna Natalia Morari, pe care o ador din punct de vedere profesional, uman, și vă spun de ce, pentru că este una dintre cele mai oneste persoane pe care le-am cunoscut. O persoană care știe să-și vadă și lungul nasului și greșelile și să le recunoască. Eu mi-amintesc că Natalia a contribuit foarte mult ca doamna președintă Maia Sandu să devină președinte. După aia a retractat și a zis că m-am înșelat. Este un act de mare curaj să poți să recunoști lucrul ăsta. Pentru telespectatori va părea cel puțin suspect că dumneavoastră deja despre două persoane care formează un cuplu, vorbiți doar în cuvinte de laudă. M-am gândit și la asta. Dar eu sunt susținătorul partidului lui Vyacheslav Platon, Phoenix, care vrea să o înainteze pe doamna Natalia Morari la președinție. De ce? Dar ce este ilegal sau imoral? Nu e ilegal nimic și nu e imoral, doar că eu nu știam despre faptul că o vor înainta la șefia statului. Posibil. Posibil. Da. Dar eu vreau să vorbesc despre omul Natalia Morari. Un om de un curaj excepțional care este acuzată pe nedrept. Cum? Am fost și eu la Moscova, da? Cum o tânără jurnalistă la Moscova dădea în FSB, dădea în ei ca în tobă, ea este acuzată că este omul rușilor. Păi atunci ce să înțeleg? Că Uniunea Europeană este o creație a FSB-ului sau FSB-ul face jocul Uniunii Europene? Natalia este un om extraordinar, de un curaj nebun și cu pregătire. Eu o susțin cu ambele mâini. Stați să vedem dacă va candida. Dacă va candida. Da. O susțin cu amândouă mâinile. În primul rând pentru că este onestă, are cunoștințe și că nu va semăna, va disemina informațiile și puterea și nu va semăna ură și vrajbă între cetățenii Republicii. Noi mai avem candidați anunțați. Ion Chicu, Renato Usatăi, Vlad Filat, Tudor Ulianovski, Andrei Năstase. Pe unii îi cunosc, pe unii nu, dar nu îi cunosc atât de profund ca să-mi dau cu părerea. Aș vrea să le văd programele. Cel puțin la Partidul Phoenix am văzut proiect de țară. Dar cineva, în general, din clasa politică de la Chișinău, cu excepția Maia Sandu, mai auzit în actualii care... Bun, opoziție nu contează, putere? Am auzit, dar nu-i cunosc atât de bine. Ieri a fost Vlad, da? În emisiune și a vorbit foarte frumos. Dar de ce n-a aplicat când a fost la guvernare? De ce n-a aplicat principiile în care crede? Este o întrebare retorică și, din păcate, amară. Cred că asta se poate extrapola cam la toți cei care vin acum cu bune intenții după ce au demonstrat. Și unii au mai fost, și Chicu, și au mai fost la guvernare. Dar nu ne-au arătat ceea ce afirm acum. Doar amărăciune, simt. Eu
O să mă modez și mă simt destul de pregătit. De ce nu sunt omul care să iasă în față să vreau să fiu numărul 1 în politică? Eu întotdeauna mă mulțumesc cu locul 2, cu locul 3 în spate. Mai bine să construiesc proiecte, programe și așa mai departe. Dar mă simt capabil să fac treaba asta. Plus că eu am un istoric absolut curat. Eu nu sunt șantajabil, nu sunt corupt, n-am nimic în spate. Eu trăiesc dintr-un salariu decent de cadru didactic și așa mai departe. Dar nu am ambițiile astea. Eu vreau să susțin oameni cu carismă. Vreau să vă implic, dar nu în față. Vreau să susțin oameni cu carismă. Tare mult mi-ar plăcea să văd că opoziția moldovenească se poate uni. Deși mă îndoiesc. S-ar putea uni, de exemplu, în jurul domnului Igor Dodon? Ori domnul Igor Dodon este clasat deocamdată în sondaj pe locul 2 după doamna președinte Maia Sandu. Eu nu mai am încredere în Igor Dodon, deși nu l-aș putea vedea un personaj negativ total. Are și calități, are și defecte, dar eu nu mai am încredere în domnul Igor Dodon, pentru că nici dânsul nu a demonstrat nimic, iar Moldova în acest moment nu are nevoie de un președinte ca și doamna Maia Sandu, de o anumită coloratură monocromă. Igor Dodon ar fi pe partea cealaltă. Moldova are nevoie de un președinte care să promoveze reconcilierea națională. Să unească oamenii, nu să-i separe. Înțelegeți ce spun? Să-i unească în jurul unei idei. Nu contează naționalitatea, nu contează pe chestiuni concrete. Din păcate, nici Partidul Socialist, cât a fost la guvernare, nu a promovat unitatea poporului moldovenesc. Dumneavoastră sunteți destul de eurosceptic. Cu toate acestea, noi avem acest referendum pe data de 20 octombrie, în aceeași zi cu alegerile prezidențiale, deci îndemnul dumneavoastră ar fi ca noi să nu punem mâna pe buletinul de vot sau vă este indiferent? Nu. Nu, nici una, nici alta. Îndemnul meu este ca fiecare om să se gândească bine ce votează, să meargă, să exercite dreptul la opinie și conducerea Republicii Moldova să acționeze în consecință. Că până la urmă poporul este suveran. Dacă moldovenii vor vota pentru vectorul economic european, asta este, n-avem ce face. Noi trebuie să respectăm voința alegătorului. Dar înseamnă că s-a muncit mult prea puțin de către eurosceptici și nu s-a adus lumină, așa cum văd eu. Așa cum vedeți dumneavoastră. Da. Nu s-a adus suficientă lumină, nu s-a făcut suficientă lumină ca oamenii să vadă și altceva. Și alte realități. Să vadă că Uniunea Europeană nu este o organizație caritabilă. Nici pe departe. Moldovenii oare știu că Moldova, pentru a primi ajutoare din la Uniunea Europeană, trebuie întâi să cotizeze masiv? Și mulți ani. După aia, moldovenii oare știu că absorpția fondurilor europene se face pe niște criterii foarte stricte și uneori greu de atins? Moldovenii oare știu că România mulți ani n-a putut să absorbă fondurile pentru că nu era în stare să scrie proiecte sustenabile? Nu. Pasărea mălai visează. Dar nu e chiar așa de simplu. Eu, personal, recunosc unele merite ale Uniunii Europene, la fel cum recunosc și unele părți bune ale globalizării. Spre exemplu, eu nu consider că tot ce înseamnă globalizare este rău. Spre exemplu, globalizarea comunicațiilor, da? Eu sunt la Londra, dumneavoastră sunteți aici, putem vorbi în regim real prin da? Tehnologie. Sau ce-ar fi lumea fără GPS? Cred că ar fi dezastru în ziua de astăzi. Dar nu tot ce înseamnă globalizare este bun pentru om. Și în primul rând atentatul la identitatea lui spirituală și națională. Deci noi trebuie să rămânem. Dostoevski spunea: frumusețea lumii constă în diversitatea ei. Noi putem fi frumoși fiind diferiți. Nu trebuie să fim toți la fel. Cu serial number aici să mâncăm plancton de pe fundul oceanului, că așa vor niște șmecheri din corporații. Pentru binele lor. Nu. Mulțumesc. Nu să spuneați că ați vizitat peste 80 și ceva de țări. A care ar fi țara model de dezvoltare pentru Republica Moldova? Sau totuși vom sta așa cum suntem, că suntem bine?
E foarte greu să dai o țară în nume. Un model, nu știu. Aș zice modelul japonez. Hai că e bun. Da, modelul japonez cu o pondere de 70% a privatului, dar cu un control riguros al statului asupra resorturilor cheie, asupra domeniilor strategice. Spre exemplu, eu nu văd bună privatizarea mineritului, a energiei. Eu nu văd cu ochi buni privatizarea telefoniei. Chestii strategice. Uh-huh. Și statul poate fi un manager bun. Dacă pune oameni competenți în funcții. Și cere. Pe de altă parte, noi avem 101 deputați, nu? În Parlamentul Republicii Moldova. Întocmai. Avem și comisii parlamentare. Multișoare. Da. Își fac treaba. Ele zic că da, cei de acolo. Eu n-am văzut niciun politician din guvern chemat la audieri. Chemat la audieri. Încearcă opoziția parlamentară să mai chemă, să mai efectueze audieri, dar o decizie o ia majoritatea parlamentară și majoritatea parlamentară de obicei trimite... Moțiuni de cenzură sunt? Nu și-au rostul, pentru că tot e nevoie de voturi suficiente, dar voturi sunt insuficiente pentru opoziție. Bun, revin la modelul japonez. Dar avem noi oameni capabili să studieze modelele de dezvoltare a boom-urilor economice care sunt acum în lume, Indonezia, Vestul Indiei sau China? Avem noi oameni suficient de pregătiți ca să vină cu modele asemănătoare? Pentru că Moldova... trebuie să recunoaștem, este o țară săracă și nu din cauza că nu are ce mânca. Moldova este o țară săracă în primul rând pentru că Moldova nu mai are industrie de niciun fel. Ori, bugetul unei țări se face din industrie, nu poți să-l faci din agricultură. Mai ales în situația cum e acum, cu fermierii care nu au mai niciun cuvânt de spus, care săraci sunt prigoniți. De unde să facă Moldova investiții? De unde să-și construiască Moldova bugetul când noi nu mai avem industrie de niciun fel? Bine, că și rușii au construit strategic. Marele combinate sunt pe malul celălalt. Uh-huh. Și au rămas pe malul celălalt. Dar am avut și aici câteva. A fost Signalul, au fost combinate de prelucrare a legumelor, conserve, se făceau și mai departe. S-a distrus totul. Nimic nu mai funcționează. Și atunci stai și te întreb. Prin ce minune funcționează Republica Moldova, care practic nu are buget? De unde vin banii? De unde vin banii și mai ales de unde să faci investiții? Uite, la mine în sat, în Colibaș, ieri s-a deschis o piață acoperită, frumoasă. Domnul Grosu a scris frumos pe Facebook, vai, ce piață frumoasă, uite, cu fonduri locale, cu fonduri UNDP, cu UNAID și așa mai departe. Bine, nici nu mă mai întreb de ce s-a lăudat domnul Gros, care e meritul lui în faptul că s-a deschis o piață la Colibaș. Dar, interesantă să UNAID și așa mai departe, că noi nu suntem partea Uniunii Europene, noi nu primim finanțări la Uniunea Europeană, noi primim finanțări de la partenerul de dezvoltare. Da? Dar se întreabă cineva cu ce costuri? Chiar dacă sunt mici finanțările, se întreabă cineva cu ce costuri, pentru că nimeni nu-ți dă nimic gratuit. Totul are un cost. Totul are un preț. O să zic că lumea că sunteți nemulțumit de darul care vi s-a dat gratuit. Era o vorbă de la greci, să nu primești nici daruri, pentru că e otrăvit. Sau calul troian. Uh-huh. N-are nicio legătură cu poporul minunat grec. Are legătură că e grecească expresia. Înainte și de a primi un dar, trebuie să vezi cu ce costuri vine. Înțelegeți? De asta noi revin. Nu că aș acuza în special guvernarea PAS. Ei sunt cei mai incompetenți. Dar noi nu prea avem oameni competenți sau creierile noastre au migrat masiv. Și aici nu puteți să nu fiți de acord. Problema că acest exod nu se oprește. Ce face guvernarea asta care vrea să ne bage în Uniunea Europeană ca să oprească exodul? Nu face nimic. Absolut nimic.
nici n-ar avea cu ce să facă. Își poate permite Republica Moldova, spre exemplu, să creeze un incubator de afaceri, să lanseze un proiect de un concurs de proiecte, da? Pentru 100 de antreprenori. Să zicem, să fie 1000 de proiecte și să câștige 100 câte $1 milion fiecare. Și să începe să înceapă să creeze locuri de muncă, să le creeze cadrul legal de dezvoltare, să nu li se pună piedici și mai departe. Ar avea 100 de milioane guvernul Moldovei ca să facă chestia asta? Nu știu, mă întreb. Dar pe de altă parte, ar fi o idee bună să se facă treaba asta? Să fie moldoveni care creează plus valoare și care dau locuri de muncă. Care creează locuri de muncă. Nu ar lua mult de pe umerii departamentelor de asigurări sociale? Nu? Logic. Este. Totul este logic. Cine să scrie asemenea proiect? Deci la Platon. Iarăși numesc cu Platon. Asta e. Nu. Eu iubesc femeile, nu bărbații. Dar îmi place tipul ăsta pentru că este deștept. Este foarte deștept și noi nu putem să ne permitem să-l pierdem. Gata, a plecat. De grabă nu mai vine. Din păcate. Din păcate. Dar guvernarea să nu uite că nu-i nevoie neapărat de el. E nevoie de oameni care gândesc ca el. V-am mai spus la începutul emisiunii că mie nu mi-e frică de guvernări sau de legile care le dau cu narativ oficial. Mie mi-e frică de polarizarea societății. După această emisiune eu o să am prieteni și dușmani. Oameni buni, vă rog să mă iertați. Dar eu spun doar ce gândesc. Cu bune și rele. Mai adăugați ceva? Aș avea foarte multe de adăugat. Dar revin la durerea mea cea mai mare. Eu am să folosesc un citat, paternitatea căruia este foarte interesantă, dar vă rog să nu mi-o luați ad literam. Iubesc Moldova ca și aș vrea să o văd ca soarele sfânt de pe cer. Iubesc foarte mult această țară. Este un pământ binecuvântat de Dumnezeu. Este păcat să ne batem joc de țara asta. Pentru că politicienii sunt vremelnici. Azi vin, mâine pleacă. Dar copiii noștri trebuie să trăiască într-o țară demnă. Și să aibă și viață spirituală, nu doar materială. Iluziile că vom trăi mai bine și vom avea mai mulți bani în detrimentul credinței, valorilor sacre, nu e ceva foarte constructiv. Până la urmă va duce la pierzania nației. Deci, doar goana după consumerism și după valori materiale. Da, ceea ce vă spun eu este foarte teoretic și doar anumiți oameni o să acheseze la ce spun eu. Mulți o să zică, nu, eu vreau să văd astăzi în buzunar la mine mai mulți bani. Dar toate lucrurile sunt legate între ele. Așa că reiterez ceea ce am spus. Moldova are nevoie de un suflu nou de patrioți. De patrioți, nu atât pe ideea de românism sau nu, pe ideea de statalitate, pe ideea de patriotism. Spunea un cântec vechi, ce vor naționali țară rodină, da? Uh-huh. Patria începe cu ograda, cu strada. Și dacă pe strada ta locuiește și un rus și un găgăuz și un nu știu ce, ce faci, arunci cu pietre? Nu trebuie să ai relații de bună vecinătate, nu împreună constitui patria cu ei? Eu așa văd lucrurile. Domnul Rupan, eu vă mulțumesc foarte frumos pentru faptul că ați fost la emisiunea noastră. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și sper să ne revedem neapărat aici, în studio. Eu vin oricând cu mare plăcere, nu spun lucruri convenabile, pot spune și lucruri scandaloase, dar plec cu încrederea și cu mulțumirea că nu sunt fals, nu sunt fațarnic, spun ce cred. Cum o să mă judece oamenii este treaba lor deja. Asta e. Mulțumesc încă o dată, domnul Pan. Și eu vă mulțumesc și țin să reiterez ceea ce v-am spus și în particular. Sunt foarte mândru de colegul, regretatul, prieten și coleg Ion Gonța, cu care am fost coleg de birou, care un băiat care face emisiuni interesante. Mulțumesc tare frumos!
Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.